Protestul taximetriștilor a paralizat circulația pe strada din fața prefecturii din Timișoara. Aceștia au ieșit cu zeci de mașini pentru a protesta și pentru a cere drepturile, spun ei, nemai suportând concurența neloială. Chiar în aceste momente, oamenii legii au intervenit pentru a fluidiza traficul. Dorim să transmitem că nu se mai poate trăi din veniturile care le avem. Deci, efectiv, suntem mult prea mulți pentru acel serviciu de taximetrie și nu se mai poate față la așa ceva. Deci, cu 800 de lei pe lună, nu poți să trăiești în România. Și ăsta e venitul care ne-a rămas după ce plătim taxele la finanțe. De aia se întâmplă lucrurile astea. Dumneavoastră personal, cum vă descurcați cu acești 800 de lei? Dacă n-ar fi soția care muncește și câștigă, mai bine am fi la pământ și n-am mai avea n-ai cum să trăiești cu 800 de lei. Puneți-vă în situația asta. Traficul de pe strada din fața prefecturii din Timișoara a fost paralizat. Taximetriștii au ieșit din nou în stradă, blocând circulația. Aceștia se plâng că trăiesc tot mai greu, că abia se mai descurcă. Concurența neloială vine să îi condamne la o viață în sărăcie, spun aceștia. Oamenii legii au venit pentru a decongestiona traficul. Ne oprește miliția ca să ne ceară documentele. De ce vă opresc? Pentru că suntem în exercițiu funcțiunii și ei nu sunt de acord. Consideră că blocăm traficul. Vi se pare un abuz această acțiune a oamenilor legii? În ultima vreme, da. În ultima perioadă, da. Se ocupă numai de noi, de taximetriști, nu se ocupă de restul traficului. Totuși știm că mulți colegi ai dumneavoastră, iată, la nivel național, au intrat chiar în greva foamei. Este atât de critică situația dumneavoastră a taximetriștilor? Este foarte critică, foarte critică. Nu ni se respectă legea pe care funcționăm. S-au dat încă o lege pentru alții, pentru cei de la transportul alternativ. Mai mulți taximetriști au intrat chiar în greva foamei. Dacă situația nu se va rezolva, vom asista, spun taximetriștii, la o revoltă în lanț, întrucât le-a ajuns cuțitul la os.